Adulții au abuzat de numărul de urgență 112 mai mult decât copiii pentru temiri ce, în timp ce alte vieți puse în primejdie primeau linie ocupată. Non-urgențele și bătaia de joc la 112 vor costa bani grei din buzunar, explică autoritățile. În perioada ianuarie-iunie 2021, conform statisticilor Serviciului de Telecomunicații Speciale, numărul de urgență 112 a fost apelat de peste 4 milioane de ori, dintre care mai mult de jumătate, 57,86%, au reprezentat urgențe, iar peste 42,14% non-urgențe. Vin de la țară și mamă o drăguvenie de vecin acolo, când se îmbată, dă telefon la 112, și zice, am pensie și a oprit ea 7 milioane pe lună pensie, amenzi. Lasă să-i pun în mișcare. Păi pui în mișcare, dar îi pui pe banii tăi, nu pe ei mei. Nu sunt normali la cap. Ăștia nu sunt normali. Că dacă ești normal, dau banul al făcut din buzunar pe care ne-a făcut, eu am muncit pentru el și îl dau la amendă, că ăla vine și mă execută. Din totalul apelurilor non-urgențe înregistrate în primul semestru, 11,24% au fost apeluri abuzive. Sunt situații în care, chiar dacă nu au o urgență reală, persoanele sună la 112 pentru a glumi, pentru a aduce injurii operatorilor sau apelează numărul de urgență fără a spune nimic. Pentru că tot mai mulți români sună la 112 nejustificat. E prostie. Deranjează pe alții. Asta este. Considerați că în acel timp s-ar putea salva o viață? Bineînțeles, bineînțeles că s-ar putea. Că sunt tot felul de evenimente în lumea asta și în țara noastră, la fel ca și în lume. Asta e situația. Nu e regulă. Dar asta este lumea necontrolată. Și după părerea mea, nici legile nu sunt ca să-i oblige să respecte. Pentru că nu e așa la întâmplare să dai telefon la 112 să te distrezi. Pe ce? Pe suferința altuia? Nu se poate. Apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă până la 2000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertă falsă, amenda poate ajunge la 4000 de lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se face de către Ministerul Afacerilor Interne. Este foarte rău, pentru că nu cred că este normal să facă așa. Adică cred că sunt imaturi încă și o ia ca pe o glumă sau ceva de gen. În acel timp s-ar putea salva o viață, practic. Normal. Cred că greșesc din acest punct de vedere. Sunați la 112 doar când aveți o urgență sau dacă cineva se află într-o situație de urgență.